Cei care fură astfel de capace de canal nu sunt doar hoți, ci pot fi considerați și posibil criminali. De ce? Pentru că, iată, spre exemplu, acest capac de canal nu mai este aici, a fost furat. Iar acest canal este adânc, dacă mă uit bine, peste 3 metri are adâncimea. Oricine poate să cadă aici și să moară, fără niciun fel de problemă. Această problemă este una generală, nu se întâmplă doar în municipiul Zalău. Este o problemă care se întâmplă, din păcate, în majoritatea județelor țării. Autoritățile vin, pun alte capace aici, după care, după câteva zile, dispar. Singura soluție, susțin specialiștii, este aplicarea unor capace antivandalism, astfel încât acestea să nu poată fi furate, însă costă foarte mult.